Vă salut pe toți și vă spun bine ați venit la concursul de cultură generală Super Oițele întreabă, copiii răspund. Alături de mine se află Maia. Bine ai venit, Maia! Bună! Ce mai faci tu? Nu te-am văzut de mult. Bine. Ești bine, ești în formă? Ești, adică ai energie bună? Zi-mi, ce te bucură pe tine cel mai tare? Păi îmi place acum când am ales să fac această reclamă, când am văzut reclama la profi, mi-a intrat o bucurie așa în mine și așa că am zis de ce nu. Foarte frumos! Ai văzut că alături de tine este super oița Joy de la profi, da? Da. Sau Joy, cum vrei tu să-i spui, pentru că e vorba de bucurie. Ea se plimbă cu bicicleta toată ziua, ea dansează și dacă îmi răspunzi corect la hotărăsc eu câte întrebări, da, pot să iei cu tine. Așa. Ești pregătită, văd. Ești setată pentru concurs. Da. Să știi că întrebările sunt sugerate de superoița Joy de la profi. Da. Hai să începem. Prima întrebare. Care dintre dansurile de mai jos nu este un dans tradițional românesc? Deci nu este românesc, da? Așa. Dintre cele patru. Da. Hora, sârba, baletul sau călușarii? Baletul nu este rău. Răspuns corect! Bravo, Maia! Excelent! Frumos! Ai fost la balet vreodată? Nu, dar am făcut dansuri. Eu acum m-am apucat de balet. Ce, o să înveți să faci coșulețul? Da, coșulețul, eu îl fac acasă, coșulețul, când nu mă vede nimeni. Și exersez, să știi. Să mă vezi când mă las în jos și fac și spagatul și după aia merg la kinetoterapie. Și cine, după aceea trebuie să te țină cineva de mână și să te rotească așa ca o prințesă? Exact! Bun, următoarea întrebare. Care dintre următoarele instrumente muzicale are corzi? Așa. Chitara? Are. Trompeta? N-are. Flaut? N-are. Muzicuță? Nu cred. Răspuns corect, Maia, bravo! Întrebarea următoare. Ce sport se caracterizează prin sărituri și mișcări acrobatice? Volei, handbal, gimnastică ritmică sau gol? Gimnastică ritmică. Răspuns corect! Măi, tu vrei să pleci cu Joy. Deci tu ești foarte bine pregătită. Și te-o fur. Poftim? Te-o fur pe oița. Nu cred că mi-o furi, pentru că la ultima întrebare nu o să știi răspunsul și nu ți-o dau. Uite așa, o să o câștigi poate. Ok, și... hai să te testezi. Deci până acum ai răspuns corect la toate întrebările, ce mă bucur. Și acum ultima întrebare pentru Maia cu răspuns greșit. Am întrebat. Nu, mai avem, stai că mai avem. Aha, mai ai două șanse. Următoarea întrebare, cu răspuns greșit, bineînțeles, completează numele jocului. Țară, vrem? Ostași. Țară, e una singură corectă. Răspuns corect, ostași, deși... Eu țineam minte că era ceva țară, vrem pe afară. Nu e. Era înainte de 90. E țară, vrem pe afară. Nu e, țară. Zic eu. Zi. Țară, vrem pe afară. E țară, vrem pe afară. E țară. Zici tu sau eu? Eu. Bine. Țară, vrem pe afară. În sfârșit, ai răspuns corect, te las acum să zici singură. E țară, vrem ostași și ceilalți zic pe cine. Și noi trebuie să alegem numele copilului și el trebuie să vină cu viteză și să ne spargă. Dacă ne sparge, trebuie să ia unul de la copiii din noi și dacă nu spargi, trebuie să rămână la noi. Și care e chestia și ce câștigi? Nimic. Ah, vezi, așa se va întâmpla dacă îmi răspunzi greșit la următoarea întrebare în sfârșit una. Okay. E ultima, fii atentă. Așa. Maia, da. Ce obiecte îți trebuie ca să joci șotron? Cretă și piatră, cretă și coardă, minge și coardă, sticlă și cretă. Nu știi. Cretă și piatră. Vreau să păstrez eu oița. Răspuns corect! Bravo, Maia! Excelentă concurentă, foarte bine te-ai descurcat, cultură generală, memorie, toate impecabile. Draga mea, să știi că vei pleca
alături de această super oiță. Te bucuri? Da. Mai ales că ai văzut și reclama. Super oița de la Profi Jojoi este a ta și data viitoare ne vom vedea cu Horațiu, abia aștept acel moment, care va răspunde la întrebările sugerate de super oița Vinerel de la Profi. Vă mulțumim frumos, ne vedem data viitoare!